Stimați telespectatori, bună seara și bine v-am găsit la o nouă ediție România în Mișcare. Discutăm despre un subiect care vă place foarte mult și anume politică externă. Dacă vreți, politică externă și economie externă, politică globală și economie globală. Știu că întotdeauna rămâneți în fața televizoarelor când vorbim despre așa ceva. De altfel, aici la Canal 33 încercăm să vorbim despre ceea ce nu se vorbește pe alte televiziuni. Și de aceea suntem, dacă vreți, speciali. Am un invitat pe care întotdeauna pot să-l întreb toate aceste lucruri și îmi răspunde cu rigoriozitate de fiecare dată și mulțumesc frumos că a acceptat să vină în studio aici la România Mișcare. Este vorba despre domnul Gabriel Marin. Bună seara, antreprenor, bună seara. Economist. Da. Dacă vreți, cadru didactic invitat la foarte multe universități americane de prestigiu. Mulțumesc mult de tot că ne revedem la România în Mișcare. Eu mulțumesc de invitație. De altfel, mi-ați promis că, că reveniți. Da. Sunt subiecte aprinse în fiecare... Da, și că din când în când mai facem așa câte o discuție ca să înțelegem de ce merg lucrurile într-o anumită direcție în România. Și de foarte multe ori această direcție este dată până la urmă de mișcările pe care le avem la nivelul întregii planete. Ceea ce îi doare cel mai mult în aceste zile pe români, dincolo de guvernul care nu exista și care de-abia astăzi a fost audiat în Parlament, să sperăm că la începutul săptămânii viitoare o să-l vedem, dincolo de problema asta, care până la urmă este o problemă nu neapărat atât de stringentă pentru fiecare român, sigur că îngrijora faptul că la un moment dat fostul ministru al muncii a ieșit că nu sunt bani pentru pensii, pentru... Suntem o țară latină cu oameni emoționali, se supără repede și... Au ieșiri explozive, așa. O problemă care însă doare este cea a facturilor la energie. Facturile la gaze, facturile la electricitate. Au fost multe voci care au spus că era mai bine ordonanța 114 care măcar clarifica niște lucruri. Mă rog, era mai bine, nu era mai bine, nu știm că n-a fost. Cărui fapt îi se datorează această explozie a prețurilor? Cărui fapt extern? Că nu e doar o problemă internă aici la noi. Sunt două subiecte în întrebarea ta. Există într-adevăr explozia prețurilor la energie care are într-adevăr o explicație. Există această tendință politică, dacă pentru încălzire, climat, eliminarea surselor tradiționale poluante, se vorbește de mult. Acum este o cutumă care spune că orice mișcare radicală trebuie făcută ușor, nu cu brutalitate. Nu sunt un expert în climatologie să știu cât de presantă era problema climei, așa. Dar modul în care Europa a încercat să impună în 10 ani, 15 ani, eliminarea surselor tradiționale, da, e foarte bine, dar rămâne aceea problemă majoră. Cine plătește această tranziție și cum? Da, e posibil să se întâmple lucrul ăsta? Adică avem resursele necesare? Ca să nu mai zic de costurile financiare. Că exact, cine plătește? Adică am văzut și noi cum sunt facturile când eu sunt o ecologistă. Dar totuși încerc să rămân cu picioarele pe pământ. Mi-aș dori ca toată energia să fie verde, dar nu putem să o suportăm. Nici măcar la nivelul Uniunii Europene nu există la momentul ăsta o poziție clară. Bun, scoți energia tradițională, întrebarea e cu ce o înlocuiești. Poți să o înlocuiești cu gaz, ok, nu e așa de poluant. Dar e tot o resursă fosilă. Da, dar nu e atât de poluant. Nu e atât de poluant, sigur că da. În al doilea rând, Germania nu vrea energie atomică, Franța vrea energie atomică. Absolut! Am participat la niște dezbateri în Franța și francezii nici nu vor să audă că ar putea să renunțe la energia atomică ieftină. Da, energia atomică e ok, e ieftină, e disponibilă. Eu sunt un partizan, eu personal. Mie mi se pare că energia atomică, atâta vreme cât
reușesc să respecti niște standarde de securitate, e una din soluțiile extraordinare, extraordinare. Plus că nu e dependentă de climă, de vânt, de soare, de toate celelalte. Sunt și țări care nu au nici vânt, nici soare. Unele n-au vânt, altele n-au soare. Ce faci cu ele atunci? Eu cred că comunitatea europeană a aplicat o măsură destul de radicală, destul de brusc, fără a se întreba înainte de toate cu ce înlocuiește, cu ce înlocuiește. Exact. După care discutăm de regulile pieții. Dacă tu ai tăiat cărbunele, trebuie să vină cu altceva. Și primul lucru care a fost gazul, care era o resursă mai puțin poluantă, disponibilă. Nu poți să faci o centrală nucleară peste noapte. Durează ani de zile. Și atunci cu ce înlocuiești? Prima opțiune a fost gazul. Evident că brusc a fost un vârf al cererii de gaz, care a dus, știți cum, orice cent pe care în prețul combustibilului, la fel ca și în prețul accizelor, se duce în toate costurile. Deci, știți că era exemplu în România, când se mărea acciza cu 5, se creșteau cu 20, 30, 40%, că în general prețul energiei explodează exponențial în toate produsele. Asta ar fi dacă discutăm subiectul energie. Și părerea mea că această soluție a energiei, compensările și toate acelea, nu sunt o soluție. Ce pot să facă statele, cinic vorbind, să tipărească bani ca să compenseze chestia asta? Păi nu, că mergem în inflație și ce povesteam înainte de emisiune, e și mai grav. Știu, inflația este o problemă reală. Inflația are, dacă vrei, o istorie mai veche, cam din 2008 încoace. Așa. Când americanii au început să facă quantitative easing, practic să tipărească bani. Bun, la momentul respectiv a fost totuși o soluție salutară. Situația era atât de proastă financiară în 2008, colapsul financiar mondial era iminent. N-aveau probabil altă soluție și au tipărit bani vreo 7-8 ani, 9 ani într-una. Acum a venit acest subiect pe care nu vreau să-l comentez al pandemiei, probabil vor trece ani până vom afla ce este în spatele acestui concept de pandemie, dar oamenii au stat acasă de 2 ani de zile și au primit bani. N-au produs, Exact, n-au produs și atunci tipărești din nou bani. Dar ai voie să faci asta? Nu sunt niște norme, totuși? Nu e cineva care să spună, fraților, cu limită, pentru că ne ducem în cap? Există niște reguli, există niște reglementări, există o responsabilitate până în momentul în care intervine panica sau în momentul respectiv e cine poate, scapă cine poate. Și atunci, în momentul ăla, te gândești ce poți să ai oamenii păstrezi sau tipărești niște bani. Dai drumul la tiparniță și începi să tipărești niște bani. Nu vreau să comentez dacă e bine sau rău. Economic vorbind, bun, poți să tipărești într-o situație critică și dacă ne întoarcem la teoria economică a lui Keynes, când ai o problemă cu unemployment-ul, cu asta dai drumul la inflație, începi să tipărești bani. După care raportul se schimbă și trebuie să resorbi cantitatea de bani pe care ai tipărit-o. Cum se faci? Cu dobânzi. Ridici dobânzile. Cu dobânzi. Da. Evident, era evident pentru toată lumea că dobânzile aproape de zero generează inflație, clasic. Da. E momentul respectiv. Toată lumea se va împrumuta și va cheltui. Bineînțeles, bineînțeles. Dar dacă ne uităm în termeni foarte reali, că sunt niște elemente, niște trigăre de alarmă, sau dacă vreți de semnalizare, hai să nu spun de alarmă. Așa. Azi după amiază dolarul la New York era 1.120 acum 4 luni, 5 luni de zile era 1.19, 1.20. De ce s-a întâmplat asta? Așa. Orice ar spune și orice ar spera și Europa și toată lumina vine de la New York. Absolut. Vis-a-vis de politici, americanii au fost primii care s-au dus cu dobânzile zero și quantitative easing. Inflația în America e o realitate, atinge niște sume îngrozitoare. Tot ce face Biden zilele astea nu face altceva, acel pachet de infrastructură, decât să aplice o presiune și mai mare pe inflație. Deci 1-2 trillions cât a anunțat că vrea să cheltuiască. Bun, trebuie să iei de undeva.
Nu putem discuta, evident, după 2 ani de pandemie că economia a crescut și că există bani din taxe. Nu, tipărești bani din nou. Deci acest pachet promovat de democrați nu face altceva decât să crească inflația. Acum, din fericire, America e o stare destul de stabilă în care Fed-ul crește inflația, dar nu vor fi niște costuri dincolo de costurile economice. Vor crește nu vor fi zile, bineînțeles. Deci Fed-ul a anunțat deja că va opri cumpărarea de aseturi în cursul în prima jumătate a anului viitor și următorul pas, pe care nu l-au spus, dar era implicit, că va ridica dobânzile. E clar. Piețele foarte sensibile. Bănuiesc că vom vedea și niște costuri politice. Sau nu? Nu le vor plăti democrații? E greu de spus, pentru că întâi populația, poporul unei țări se bucură că sunt bani de cheltuit, da? Da. După care o să-și dea seama că banii și creșterile de salarii și de pensii sunt de fapt amortizate de inflație și de unde se bucura că a luat $100 în plus sau $100 în plus, o să vadă că, virgulă, coșul lui de asta face de fapt creșterea n-a fost reală, ci a fost negativă. Sigur. Pentru că prețurile cresc mai repede decât creșterile de salarii. Soluția e una singură și e clasică, crești dobânda. Punct. Și cu asta s-a terminat. Altă soluție pentru inflație nu există la ora actuală. Eu n-am fost niciodată un partizan al unei dezvoltări inflaționiste sau cel puțin nu pe perioade atât de lungi. În America, după 2008, cu dobânzile aproape zero, cred că dacă am stat să-mi face o comparație cu 2008 sau 2007, cred că acel celebru coș s-a dus la undeva 40%, 30-40%. Când am fost ultima dată în Statele Unite, prețurile la anumite bunuri erau aproape duble. Aproape duble. Și nu e o creștere pentru că, nu, pur și simplu inflaționistă. Vom asista și de data asta la niște creșteri de prețuri de anul viitor? Nu, și nu doar în Statele Unite, și în România? Și în România. Deja îmi spun diversi producători că prețurile la materiile prime au crescut și nu că s-au dublat, s-au triplat, sunt de 4 ori mai mari. Sunt 2 cauze. Avinia. Unul este acest disruption, această secționare a lanțurilor de aprovizionare dus la sincope, e clar. Sunt sincope mari în aprovizionare, în producție, vorbeam de componente, la fel. Da. S-au rupt aceste lanțuri de aprovizionare, vor trebui refăcute, ele nu se refac peste noapte. Așa, ce am înțeles și ce am citit, există un consens că undeva în jurul mijlocului anului viitor lanțurile aceste de aprovizionare se vor restabili. Dar până atunci vor fi probleme de lipsă de componente. Bun, când nu există componente, crește prețul, e legea pieței. Când cererea e 100, cererea e 1000 și tu ai 100, evident că urci prețul. Deci asta este unul din rațiunile. Unul din motivele pentru creșterea de preț. Al doilea este aceeași inflație de care vorbeam. Inflația. Da, bineînțeles. Inflația duce prețurile în sus. Și inflația se va termina, că anticipez următoarea întrebare, așa? Când se va termina. Cât o mai ducem? Așa. Eu am propria mea estimare, în momentul în care dobânzile americane vor ajunge în jurul a 3%, eu zic că piața se va stabiliza și inflația și va cam reveni pe când? Sub control. Ne întoarcem la prima întrebare. Orice mișcare nu poți să o faci brutal, nu poți să ridici dobânzile la 3%. Părerea mea că vor ridica. O estimare pe care am auzit-o în Elveția acum o lună și ceva este că dobânda americană la sfârșitul anului viitor va fi probabil spre 1%. Dobânda de refinanțare, dobânda deci, de bază. Acum vreo 2-3 ani? 0,25. Probabil că undeva între 0,5 pe an, poate 0,75 pe an, nu poți să o faci peste noapte. Nu mai repede. Pentru că sigur toată că lumea da. Are planificări, bugetări. Dacă automat unul din costul banilor crește, poate să-ți influențeze radical activitatea ta și profitabilitatea ca firmă, chiar și existența firmei. Deci nu poți să faci mișcări bruște la nivelul ăsta. Mai ales în economii de piață extrem de reale. În ce ar trebui să se investească în perioada asta?
ca să, nu știu, să, pe de o parte să te pui la adăpost de inflație, pe de altă parte sunt unii care și-ar dori să poată să-și pună placa pe val și să profite de ceea ce se întâmplă. Bun, aici depinde de nivelul de risc pe care vrei să ți-l asumi. Categoric. Soluția clasică în perioada de inflație este refugiu în aur. Aha. Deci, cumperi aurul, există estimări că aurul la sfârșitul anului viitor va fi probabil în jur de 2100-2200 de dolari uncia față de 1700-1800, cât se vehiculează în momentul ăsta. Cât este momentul de față? În momentul când sunt puse inflaționiste, toată lumea fuge în aur. De ce? Aurul este limitat și valoarea lui practic poate să obseteze. Este cotat, adică nu e o resursă care se mărește. Resursele de aur mondiale sunt destul de clare, nu sunt infinite, nu există creșteri spectaculoase. Repet, e o soluție clasică. În perioada de inflație, cumpăr aur, dacă ești investitor. Acum, dacă apetitul tău de risc este foarte mare, poți să încerci să joci la bursă. Dacă am o discuție și mai așa clară de investment banking, odată cu mărirea dobânzilor, prețul bondurilor corporei, deci obligațiunile corporatiste, vor crește foarte mult. Uh-huh. Adică return, profitul obținut. Pentru că în momentul de față, obligațiunile corporatiste, deci ale firmelor, aduc un randament destul de scăzut, pentru că decât să scoți o obligațiune în piață, mai bine te împrumuți la bancă, că e dobândă aproape zero. E în momentul în care dobânda începe să crească, tu trebuie să te finanțezi ca firmă și altfel. În România, piața de obligațiuni nu e la început. Nu există o piață reală a obligațiunilor. Corect. În vestul Europei și mai ales în Statele Unite, toate firmele mari se finanțează și prin obligațiuni. Obligațiuni publice pe care le vinzi. Odată cu creșterea dobânzilor... Avem și municipalități care se finanțează. Bineînțeles, bineînțeles. Sunt și bonduri de obligațiuni suverane. Sigur. Dar aici, obligațiunile suverane... Nu aveți încredere în ele? Nu, părerea mea este că obligațiunile suverane, la cât s-au împrumutat statele, și asta e un sfat pe care aș putea să-l dau tuturor, nu cumpărați obligațiuni suverane acum. Okay. Statele s-au împrumutat la greu deci, și la un moment dat vor mai mult decât cred eu vor putea să plătească și la un moment dat vor exista negocieri de haircut. Deci este aproape evident că obligațiunile suverane, toată lumea se așteaptă să fie un haircut în 2-3 ani. Adică ce înseamnă haircut? Eu am împrumutat 10 miliarde în obligațiuni și nu pot să mai plătesc. Și mă duc la cei care le-au cumpărat și au spus, uite, nu pot să-ți plătesc, nu am de unde. Știi ce? Acceptă 7 miliarde și iei 70 de cenți la euro sau la dolar. E ok așa? Și toată lumea acceptă, ceea ce e un net loss pentru deținătorul de obligație. Părerea mea, repet, în acest moment foarte explicit al pieței, în care toate statele în pandemie s-au împrumutat la greu, nu au cum să nu existe o corecție pe obligațiunile suverane. Cât de îngrijorați ar trebui să fim, că tot vorbim de împrumut, cât de îngrijorați ar trebui să fim de împrumuturile din ultimul an făcute de România? Depinde cât nu vreau să supăr pe nimeni, dar totuși trebuie să punctăm. Să fim de cinici. Pentru că și ministrul de finanțe al României, ca orice alt fie director financiar, se poate duce la creditori și să le spună, stimați domn, nu vă putem plăti 100% din obligațiunile astea. Pot să faci? Cum să nu? Toate statele fac. Bineînțeles. Nu faci default, adică nu te duci și spui nu poți să ți le plătesc deloc. Da, clar. Aia e o chestie brutală și dramatică. Dar poți să-i zici, uite, îți dau 70 de cenți la euro, de exemplu, sau 70 de cenți la dolar, sau 80, depinde cât e de confortabil. E o negociere și într-o proporție covârșitoare, de obicei, creditorii acceptă acest haircut în timp. Deci nu trebuie să ne îngrijorăm chiar atât de tare, pentru că se vorbește, aud în multe emisiuni despre împrumuturi, cât ne împrumutam pe zi, pe secundă. E adevărat, și a te împrumuta nu este o chestie extraordinară.
Pe de altă parte, nici nu poți să nu te împrumuți, pentru că creșterea economică câteodată trebuie și atrase resurse. Dar aici subiectul e foarte... Lumea nu are o educație economică și ca investiții foarte profunde. Sigur. Din nefericire. Așa este. Dar la firma la care sunt consultant acum, au avut o datorie foarte mare pe care n-au putut să o plătească la un furnizor, vreo 2 milioane de euro, furnizor american, și au vorbit, au discutat, în 4 luni de zile au acceptat americanii un haircut, nu o să-ți vină să crezi, de 60%. Wow. Aveau două opțiuni, să nu primească nimic, nimic, și atunci firma respectivă intra în insolvență, faliment și nu mai plătea nimic, sau să accepte să ia 40% și să facă write-off la... La 60%. Foarte bun negociator a avut firma. Da, e adevărat. Iar în măsura în care noi, la nivelul Ministerului de Finanțe și al, de fapt, al Ministerului de Finanțe, vom avea negociatori buni, bine, nu poți să te duci în piață să împrumuți bani știind că vei cere haircut. Da? Nu, asta e. Așa e. Nu. Dar asta este una din backdoors pe care întotdeauna poți să-ți negociezi. Plus că mai există un statement, statele nu intră niciodată în faliment. Creditorii statelor pot să intre în faliment. Da, adică cei care cumpără obligațiuni de stat. Am avut niște exemple, nu știu... Exemplu cronic al Argentinei, care periodic intră în insolvență, da, și adică... incapacitate de plată, sunt diferite aranjamente. Și revin și da. Da, dar vezi aici... Populația nu are de suferit, nu... Ba da, evident, evident. Cheltuielile bugetare și tot ceea ce ține de buget are de suferit într-un moment ca asta. N-ai cum altfel. Dar există o spirală, multe state nu învață nimic și trec dintr-un default într-altul. Argentina, exemplu cel mai tipic. Pe de altă parte, nici nu trebuie să-i plângem foarte mult pe investitori, cei care cumpără obligațiuni suverane, pentru că obligațiunile acestor țări, haideți să spunem mai puțin stabile, care niște returns, niște beneficii foarte mari. Deci Turcia vinde bonduri și cu 12%. Wow! Da. Deci împrumuți $100 statului turc și primești 12 în fiecare an. Beneficiu. Ceea ce este... Plus că la sfârșitul perioadei trebuie să-ți dea 100% din $100 sau intră la o negociere de haircut. Cum să spun eu, nu e nimic dramatic aici. Sunt soluții tehnice care se rezolvă. Nu e bine că România a intrat în această adică nu știu dacă aveau altă opțiune la momentul ăsta. Nu știu dacă Corect. România... Corect. Și România a mers exact pe același lucru pe care l-au făcut și celelalte state. Norocul nostru, și asta mi se pare o chestie extraordinară, că nu suntem în zona euro. Și crede-mă pe cuvânt că mă duc la biserică și mă rog pentru politicul românesc să nu marșeze vreodată la intrarea la euro. Intrarea în zona euro. De ce? De ce? O să vă rog frumos să-mi răspundeți după pauza de publicitate. De okay. ce da. Să nu intrăm în zona euro? Despre vacanță și despre plăcerea de a fi împreună. Despre sistemul de educație din România, despre ce alternative sunt și dacă este în esență un sistem cu adevărat folositor. Domnule Adrian Stase, sunt onorat să vă am în platoul Sfere de Interes. Cum să facem bani? Cum să ne îmbogățim? Pe vremuri naufragiații scriau ceva pe un șervețel pe treaba lor, pe ce, băgau într-o sticlă, îi puneau un dop, o astupau cumva și o aruncau în ocean. Și dintre ei au mai avut șansa să fie găsiți. E bine, cam așa sunt multe din emisiunile acestea. Corpul nostru fizic este un câmp energetic. O emisiune despre simplitate și echilibru în viață. La ce să fim atenți și ce soluții avem la îndemână pentru a trata anxietatea?
să fii aici și să avem publicul să simtă vibrația, să simtă emoția și să te audă vorbind și cântând. Se pregătește și Timișoara, capitală culturală europeană, se pregătesc foarte multe lucruri. Spuneam că lumea se împarte 99% lumină, 1% întuneric. De această dată mi-am propus să vă fac poftă de sport, pentru că e vară, pentru că e ziua lungă, pentru că avem timp. Despre dansul feminin și masculin, cât se poate de terestru. Am revenit la Canal 33 cu telenovela momentului, transferul lui Leo Messi de la Barcelona la PSG. Înseamnă puterea sacrificiului, dar și puterea renașterii spiritului de luptător în arenele sportive. Mulțumim că ne-ați primit la dumneavoastră. Despre oameni care ridică România pe culmile internaționale. Astăzi am pregătit o shawarma cu de toate pentru suflet de femeie. Am revenit în direct, stimați telespectatori. Am zis că răspunsul la întrebare după publicitate. Spuneți-mi de ce vă rugați să nu intrăm în zona euro? Ca să intrăm în zona euro, trebuie să, ca să intri într-o monedă unică, în primul rând trebuie să ai un anumit nivel de productivitate, da, și de competitivitate, da, industriei naționale. Nu vreau să vorbesc de România, vorbesc numai în momentul în care Austria a intrat în zona euro, acum mai mulți ani, și în care în primul an în zona euro a pierdut toată industria de lactate, de produse de a, în fața Germaniei, da, totul s-a închis. Deci nu lucrau la alt nivel de preț. Alt nivel de preț, a pierdut toată industria de hârtie, de lemn, de tot, în fața firmelor mai mari, pentru că nu aveau nivel de productivitate. Austria! Și... Austria, asta, da, Austria! Da, da, da. Noi și așa, în momentul de față, facem loan la multe, hai să spunem, firme străine, corporații și toate astea. Dacă am intrat în zona euro, orice brumă de business românesc dispare foarte repede. Va dispare extrem, extrem de repede în momentul respectiv. Atunci să știți că merg să pun și eu acatiste la biserică să nu se întâmple lucrul ăsta. Din fericire, domnul Isărescu, care nu sunt de acord de multe, eu personal, repet, academic, vorbind de multe lucruri pe care le-a făcut sau pe care le face, trebuie să recunosc că am fost plăcut impresionat de faptul că și el a recomandat evitarea intrării în zona euro. Zona euro nu va aduce nimic României. Zona euro va lua României. Credeți că polonezii sau cehii sau ungurii sau toți ceilalți sunt proști, că nu refuză cu obstinație să intre în zona, nici măcar nu-și propun vreodată. Ați văzut că nici italienii nu se simt prea bine. Salvini, dacă ajunge, va crea o monedă paralelă. E o chestie, exact, foarte clară. Exact, a și vorbit despre asta. Da, da, da. Și părerea mea că tot la asta o să ajungem. Nivelele de competitivitate diferite între țările UE, în momentul în care toate ajung, nu vom avea decât trei țări care vor câștiga. Două țări și jumătate. Germania, Olanda și, într-un fel, Franța. Olanda, de ce? Olanda e cel unul dintre al doilea mare beneficiar al comunității europene după Germania. Pentru că 60% din GDP-ul național se face în UE. Am înțeles. Al Olandei. Unde nu sunt tarife vamale, unde nu există niciun fel de... ori... Acum și mie îmi place brânza Gouda, dar n-aș renunța la telemeaua românească, nu, pentru Gouda. Ori dacă intrăm în zona euro, cred că nu o să avem multe șanse să păstrăm telemeaua noastră de Ibănești sau de Bobâlna, în zone foarte, în zone foarte reduse, foarte puțin. Nu ai cum, te omoară la preț. În momentul în care trebuie să, da, ești foarte tânăr, important, și nu știi ce e aia brânza telemea, te duci la supermarket și cumperi o brânză care are un preț rezonabil, da? Care va fi ce? O brânză adusă de afară, că au altă productivitate, au altă piață.
care nu poate să fie atât de, România nu de poate bio să... cum e o brânză de-a noastră, la... care se strică în 2-3 zile, e adevărat. Nu dar mă e... refer la bio, mă refer pur și simplu la... că bio, mă rog, din fericire, e doar o nișă. Eu refer la produsele de masă, da? Produsele de masă, sigur, vorbim despre producători români, despre locuri de muncă plătite în România, despre impozite plătite aici, adică sunt foarte multe de bine, care trebuie să ținem cont. Impozitele plătite în România în această perioadă de tristă amintire, a spune, a globalismului. Oricum, politicile de transfer pricing duceau profitul acolo unde trebuia. Știu. Deci, sunt, că ați vorbit de perioada de tristă amintire a globalismului, sunt tot mai multe voci și tot mai mulți economiști de prestigiu care vorbesc despre ceea ce vorbeați noastră la mine într-o emisiune, cred că eu vorbesc de vreo 3-4 ani de sfârșitul globalizării. La noi în emisiune, de la începutul anului, finalul globalizării și întoarcerea spre politica statelor naționale, spre statele națiune, spre încurajarea dezvoltării rețelelor statelor naționale, producători autohtoni și așa mai departe. Sunt unii care spun că în felul acesta se vor putea salva statele în cazul în care va veni o criză alimentară, spre exemplu. Evident, evident, pentru că ajungem iar la un subiect greu. Și știi că am mai vorbit despre celebra comunitate europeană, neîncrederea mea profundă în această structură. Așa e. Există o comunitate europeană, dar e o comunitate europeană în care la nivel propagandistic se discută de identități europene. La sfârșitul zilei vorbim de interese naționale. Într-o comunitate europeană, Germania are interesele ei, Franța are interesele ei, noi ce interese putem să avem dacă nu avem putere economică? Dar sunt un optimist și astăzi, sper să fie adevărat, citeam pe un flux de presă o declarație a domnului Virgil Popescu, mi se pare, ministrul energiei, da, care a discutat prima oară, și aici nu mai e o chestie de politică, de crearea unui fond suveran. Da, pentru energie, exact, exact. Dacă știți cum era... La audierile din Parlament de astăzi. Dacă știți cumva cum, sau știi cumva cum era Norvegia înainte să creeze Statoil, Fondul Suveran de Energie? Nu. Era o țară de pescari, vai de capul lor. Serios? Da. Și acest fond? Fondul, cel mai mare fond suveran din lume, este fondul norvegian. E peste arabi, peste orice altceva. Ei de 20-30 de ani, toate veniturile din exploatarea hidrocarburilor din Marea Nordului le varsă în acest fond. În acest statoi care este fondul suveran norvegian. Și dintr-o dată nivelul de trai al norvegienilor a crescut foarte mult. Fantastic. Foarte mult, foarte mult. Acum, fiind empatic, ca să nu dăm numai, să nu emitem numai păreri, și să, mă rog, să propună niște soluții, eu dacă aș fi politician, probabil că primul lucru aș face un fond suveran pentru energie, deci mi se pare o idee excepțională și în care să încep să aduci hidroelectric, dar nu hidroelectric, în principiu rezervele din Marea Neagră și toate cele. Și le pui într-un fond suveran, punct, asta e, veniturile de acolo, care odată, și asta e o idee foarte bună, variația prețurilor la energie poate să fie susținută din acest fond suveran, fără să afecteze bugetul național. Știți ce înseamnă să ai câteva sute sau, nu știu, fondul norvegian, sper că noi discutăm trillions? Wow! Da, e cel mai mare fond suveran din lume, imens. Cel mai mare fond suveran din lume. Știam de granturi oferite de norvegieni. Bine, asta e marketing politic. Da. Dar e cel mai mare fond suveran din lume. România ar trebui să încerce să-și creeze sau să-și păstreze vom aseturile naționale. Și întreb așa direct, că nu am timp acum, nu mai avem timp de ocolișuri. Se vorbește foarte mult de faptul că noi putem face ce suntem lăsați să facem. Bineînțeles, orice ban care ți-l dă de la Bruxelles e condiționat, nu? Să nu ne facem iluzii. Vom putea să facem acest fond suveran pe energie? Acest fond suveran de energie lovește în interesele Germaniei, despre asta vorbim. Interesele Franței și iarăși ajungem
despre ce vorbim aici de Europa, discutăm iarăși de interese naționale, clar. Bineînțeles. Ieri s-a votat politica agricolă comună la nivelul Parlamentului European, da? Păi scandalurile acolo au fost clar pe interesele Franței, interesele Germaniei și așa mai departe. Interesele Franței. Știți foarte bine, e clasic. Avem și noi o figură, spune eu, tristă politică, care la un moment în care, prin 2012-2013, au fost alegeri europarlamentare și Franța a avut o mare problemă. Tocmai avusese ultimul comisar pentru agricultură, fusese un cetățean francez. Și informația e destul de publică, nu e ca în Cannes. Și la momentul respectiv, Sarkozy l-a sunat pe domnul președinte Băsescu și a rugat, i-a recomandat, i-a spus: domnul Băsescu, vă sprijinim noi aici. În 2009 era asta, nu? Nu mai știu, nu? Cred că era când, la prima nominalizare. La a doua nominalizare. Și a zis: te rog eu frumos, am eu un băiat foarte bun, care sigur ajută să ajungă europarlamentar și îl punem noi, Franța, nou comisar pentru agricultură. Și a fost un trist personaj român, care și acum nu știu ce caută în țara asta, că el nu are nimic cu România, care brusc a ajuns comisarul român pentru agricultură. 5 ani de zile n-a făcut decât politica Franței la Bruxelles. La Bruxelles toată lumea se distra și spunea că Franța are 2 comisari, nu unul cum era normal, ci și al doilea comisar. Ce discutăm aici? Credeți că personajul respectiv a avut vreo secundă, vreun interes vis-a-vis de politica agricolă a României? Zero. Zero. Asta înseamnă politica europeană. Dacă noi românii încă în continuare vom fi naivi și nu ne vom urmări, că aici e o problemă de naivitate, interesele noastre naționale, haideți să spun, din fericire, ca să-ți dau Ravinia un răspuns, dar e un moment bun acum să facem, pentru că în haosul care e, nimeni nu are timp de noi. Dacă noi reușim să trecem o lege a Fondului Suveran pentru Energie, nu cred că lumea are mult timp acum să se uită la România. Sunt alte probleme. Și putem să-l trecem. Odată făcut, știi cum e, legea lucrului făcut, e mai greu să-l desfințezi. Bun. Și acum vă mai întreb ceva, că ați și pomenit, când era vorba despre ce se poate aduce în acest coș al Fondului Suveran, ce se întâmplă cu gazele din Marea Neagră? Pentru că am auzit foarte multe discuții. Că e bine, că nu e bine, că noi vrem să cumpărăm de la Exxon ceea ce... E perfect. Așa. E perfect să cumpărăm de la Exxon drepturile respective. Cum, dacă mă întreb, una dintre cele mai mari greșeli pe care le-a făcut culmea perioada de prim-ministru al lui Adrian Năstase, de altfel un om remarcabil, a fost nu faptul că a privatizat Petromul, dar că în contractul de privatizare i s-a dat OMV-ului și resursele. Așa. Aia a fost una dintre cele mai mari greșeli ale guvernului Adrian. Absolut. Puteai să-i dai Petromul, dar nu trebuia să-i dai niciun drept pe explorare și pe asta. Putea să nu dea și resursele? Depinde cât de bun negociator am avut la un moment dat. Noi românii suntem o nație destul de modestă și asta nu e foarte bine. Noi avem un aset, noi suntem o piață mare. Cred că am vorbit în emisiunea trecută. Cele mai puternice țări sunt țările care au o piață foarte mare. Hai să luăm Anglia, Brexit-ul. Are cineva în mod real, lăsând o parte propaganda, vreo problemă cu Anglia? Nu. De ce? Nu, dar Anglia de ce? Chiar, exact. De ce nu am simțit plecarea Angliei? Noi n-am simțit-o, alții au simțit-o din greu. Serios? Din greu, da. Deci, îți spun un singur lucru. Gândește-te că cea mai mare piață a lui Volkswagen în Europa era UK. Da. Cea mai mare piață pentru untul olandez, pentru brânză și pentru toate astea era UK. În momentul în care ai început să lucrezi la tarife și la toate astea, s-a terminat. De aici inversionarea... Dar nu au avut de pierdut și ei? Englezii? Da. Nu prea? Cu ce? Ei nu au fost niciodată în zona euro, deci nu au avut... Nu, asta e adevărat. Și nici nu au vrut, deci asta îi știu. Nici nu au vrut. A încercat Tony Blair să le explice pe toate părțile de atunci. Vorbim de o țară, eu nu sunt un mare admirator al lor, dar nu pot să nu admir faptul, să spun un singur lucru, că ei au avut o constituție la 1200, când Germania umbla prin păduri cu căști, cu coarne și cu altceva,
și au avut o clasă politică și negociatori de clasă, pentru ei. Nu pot să-i admir foarte mult că din cauza lor noi am stat 40 de ani sub Rusia, sub Uniunea Sovietică și toate astea, au preferat să ia Grecia decât România, știi bine, ne-a lăsat Churchill. Dar acum, nu putem să fim supărați și acum pentru Churchill. Da, au avut politicieni extraordinari și Churchill a spus-o pășleau. Eu sunt angajat de guvernul maestății sale, de niciun alt guvern din lume. Da. Și a făcut ceea ce era mai bine pentru Anglia la momentul ăsta. Inclusiv Brexit-ul este, după părerea mea, o chestie extraordinară. I-a scos pe englezi din haosul european. Au în momentul de față propria politică. Da, poate că o să fie un pic complicat. Și Anglia e o țară care își urmărește interesele cu o, cum să spun eu, consecvență. Uite, facem un pariu. Hai să discutăm despre celebrul subiect hot al Irlandei de Nord. Așa. Vorbim peste un an, Irlanda de Nord va rămâne în UK. Comunitatea Europeană a încercat să pedepsească UK-ul pentru Brexit și să le rupă Irlanda de Nord. Deja englezii renegociază tratatul Irlandei de Nord. Bun. Au o problemă și cu forța de muncă în momentul de față. Acum nu știu dacă e doar în presă sau chiar e o problemă reală. E o resursă, legislația engleză oferă niște facilități pentru pentru cetățenii fostelor colonii, care obțin foarte ușor drept de rezistență. De rezidență. Rezidență. Da. Da, au o problemă cu forța de muncă din UE, care a trebuit era să plece. Era și o glumă, nu o să aibă băutură de sărbători, că nu mai au șoferi de tiruri? Da, bun. Nici o problemă. Indienii vin imediat, pakistanezii, srilanchezii, nu niciun fel de problemă. Vor veni să compenseze forța de muncă europeană. Poate că ei nu sunt atât de buni cât erau europenii. Poate că instalatorii indieni nu sunt atât de buni ca instalatorii polonezi. Este exemplu clasic. Da, exact. Dar își rezolvă problema. Pe moment, care e problema? Deci în timp or să vină la fel de bun ca și toți. Anglia e chiar o țară în care nu trebuie să ai, vor ști ca, cum au știut întotdeauna să se descurce. Uite, mai avem, îmi spuneți din regie câte minute mai avem ca să știu, încă 5 minute mai avem. Vreau să mergem puțin spre est. Da. Puțin mai departe. Mergem spre China. Pentru că aici la mine în emisiune ați zis și pe urmă am mai auzit și în alte părți că după cel de-al doilea război mondial, în agreementurile făcute acolo, s-a stabilit ca în 2025 țara care are cel mai mare produs intern brut pe cap de locuitor să aibă localizate mondiale. Toate organizațiile mondiale importante și după toate calculele, această țară în 2025 ar fi China. Deja China este văzut ca stat, ca un mare dușman pentru restul planetei. Nu este un mare dușman. Nu cred că trebuie să devenim emoționali și nici să purtăm războaiele altora. Bun. Atunci nu știu cum să zic. China este un mare pericol. Mare concurent pentru țările cu care concurează. Niciun caz pentru România. Nu pentru România, nu. Atunci nu pentru noi. Fiecare să-și poarte războiul lui, nu? Aia e o chestie, ce te căută mai războaiele altora. Da, categoric. Nu, da. Nu. Da, am fost puțin prea dură și nu trebuia să fiu. Așa. Acum vedeți evoluția Chinei în perioada următoare. Cred că am spus și data trecută și o repet. E o convingere de-a mea fermă. Pentru următorii 40-50 de ani, deci următorul ciclu, discutam că au fost mai multe cicluri. Da. Acum se închide ciclul început după al doilea război mondial. Un ciclu politic. Vor fi trei țări foarte importante, Statele Unite, e cea mai mare piață din lume, Rusia, care e o mare putere militară și probabil țara cu cele mai multe resurse din lume la ora actuală și resursele vor conta extraordinar de mult, și China, care va deveni cea mai mare piață din lume în perioada următoare. Pe chinez, dacă vrei să-i oprești, îi opreai acum 20 de ani, 30 de ani. Când încă mai puteai. Acum e prea târziu. Chinezii și-au trimis tinerii să facă studii în America, s-au întors, s-au făcut. E foarte greu de oprit China. E o iluzie să-ți închipui că poți să oprești China la momentul ăsta. Noi, ca țară, cred că ar trebui să avem grijă pe termen lung, să avem relații foarte bune cu aceste trei țări.
Statele Unite, Rusia, China și Rusia. Restul nu cred că sunt foarte importante. Nu intrăm în conflict cumva, încercând să fim și cu unii și cu alții bine? Bine, această nouă structură, aceste trei state, bineînțeles că e o problemă pentru Germania, e o problemă pentru Franța, dar eu revin la acel subiect foarte clar. Care e problema mea? Care e problema mea că Franța a pierdut contractele cu submarinele în Australia? De ce trebuie să am eu o poziție foarte proastă față de Australia, pentru că am pierdut contractele? Mai ales că nu avem nimic de împărțit cu Australia, iertați-mă, chiar nimic. Da, vor fi războaie și bineînțeles că aceste țări care decid politicul Uniunii Europene, evident că își urmăresc interesele naționale. Clar. Și vor încerca să tragă și toate celelalte țări din Europa în siajul intereselor naționale. Hai să luăm politica față de Rusia. Da, Rusia a fost o problemă pentru România istoric. Dar, iarăși, nu trebuie să fim niciodată emoțional. Poate că anumite țări din Europa au o problemă cu Rusia, că cu gazul. Dar ce ne afectează pe noi? Frații noștri americani, eu care am o cultură americană, au un război economic cu China. Foarte bine, dar asta nu ar trebui să ne împiedice pe noi, ca țară, să avem relații foarte bune cu China. Că războiul chino-american, sino-american, e pe tehnologie înaltă. Noi nu suntem acolo. Dar corect. De ce să nu vindem și noi ce putem? Cereale, brânză, cârnați în Rusia, care de-abia așteaptă? Sau în China, sau în toate? De ce nu? Mai ales că este o piață de desfacere fantastică. Exact. Exact. Dornică să primească produsele noastre. Dar întotdeauna a existat un blocaj pe zona asta și nu știu de ce. Dar m-ai întrebat de... Că aș vrea să nu pierd ocazia să fac o glumă proastă ultimul și cinică. Minut, ultimul, da, minut, ultimul îmi spun colegii. Mă întrebai ce o să se întâmple în 2025. Da. Uite, fac chiar un pariu cu tine, că așa? Din 2024 o să fie și în presă și în toate celelalte. Nu poți să muți instituțiile internaționale în China, pentru că nu respectă statul de drept, nu respectă drepturile aha. omului, corupția este endemică. Și drept urmare, deși tratatele spuneau că trebuie să o aici, nu pot, da, le-am respectat, dar e o problemă îngrozitoare. Și cu asta s-a terminat subiectul. O să rămân acum unde sunt și până acum, pur și simplu. Ăsta e sfârșitul globalizării. Categoric. Ăsta e sfârșitul globalizării. Mulțumesc din suflet. Mersi pentru prezența la România în mișcare. Da, aș vrea să avem o discuție și în luna ianuarie, așa să vedem după anul nou cum se mai așează lucrurile, că sunt foarte multe. Eu sunt foarte optimist, aș putea spune, de acest guvern. Deși nu sunt politician și n-am fost serios? Niciodată, da. Pentru că în puținele declarații pe care le-au dat, mi s-a părut o nouă resuflare. Inclusiv asta cu fondul de energie. Și asta mi se pare un pas înainte. Să dea Dumnezeu să fie așa. Ne mai vedem în ianuarie și să vedem, și, că trebuie să și execute și ceea ce au promis. Categoric, să și discutăm. Ceea ce au promis. Încă o dată mulțumesc mult de Eu tot pentru prezența la România în mișcare. Stimați telespectatori, vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare cu Canal 33, să aveți o seară minunată!